Un video trecut că ajungi să te simți blocat atunci când fie îți lipsește energia feminină și negi existența emoțiilor, acționând doar după logică, fie îți lipsește energia masculină și atunci ești copleșit de emoții care te paralizează, fie ai ambele energii, dar ele se află în conflict și nu conlucrează în interiorul tău. Adică ai și logica de ce să acționezi, ai și emoțiile care să te pună în mișcare și totuși nu faci concret nimic care să te aducă mai aproape de viața pe care ți-o dorești. Cauza comună a apariției acestor blocaje în viața și corpul tău este dată de existența rănilor emoționale. Rănile emoționale nu se văd, nu ai cum să pui degetul pe ele, nu ai cum să le pansezi cum o faci cu o rană fizică. Totuși, au un impact major asupra tuturor, deoarece apar în copilăria mică și foarte mică. În acea perioadă când părinții sunt cei care ne fac cunoștință cu lumea și cu noi înșine în ea, ajungem să avem tot felul de credințe despre noi în raport cu ei și cu lumea, și chiar cu noi înșine. Prin aceste credințe ne definim și tot ele ne dau tot felul de emoții. Totuși, fiind foarte mici, când tragem aceste concluzii despre viață și despre noi, ajungem să le uităm. Doar că ele continuă să ne provoace acele emoții și comportamente, deoarece devin filtrele prin care percepem lumea și mai ales pe noi înșine. Acele concluzii ne cauzează și ne întrețin rănile acestea. Un singur exemplu este credința că nu ești destul de bun ca să meriți ceea ce te duce, de fapt, în extrema comportamentală toată viața a perfecționistului, de a acționa ca să demonstrezi că ești suficient de bun ca să meriți să fii iubit. Fiind în această extremă, îți negi emoțiile și mergi doar pe acțiune, ceea ce înseamnă că, de fapt, ești doar în energie masculină și refuzi energia feminină în viața ta, împiedicându-te să te adaptezi și să te recreezi din mers, devenind foarte rigid atât la nivel mental cât și fizic în timp. Sunt Elena Paula Chiubei și te susțin să transform corpul și viața ca să te bucuri de toate. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!